primim mesaje din păcate și din teritorii despre presiuni care se fac, oferte care se fac, politice și de altă natură, colegilor noștri. Eu fac un apel către colegii noștri să fie solidari, calm, să nu se grăbească și să nu cedeze. Fiindcă, de obicei, practica și istoria demonstrează că râde cel care râde la urmă.